Odată cu reducerea incidenței de COVID-19, spitalele au revenit încet încet la o activitate cât mai normală. Astfel, numărul intervențiilor chirurgicale a crescut, la care se adaugă și urgențele, iar rezervele de sânge sunt limitate. Cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva au organizat caravane de donare în mai multe instituții, dar nevoia de sânge pentru cei aflați în suferință nu este acoperită. Avem deja un grup de donatori, de oameni deosebiți, de oameni generoși. Chiar în toate instituțiile am încercat să ne facem aceste grupuri, care an de an, și pot să spun chiar de fiecare dată, la fiecare campanie, când veneam, numărul acestui grup crește și mi se alătură în marea familie a donatorilor. Doctorul Victoria Hălmagi, directorul Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva, a prezentat și categoriile de populație care pot dona sânge. Pot să fie donator de sânge orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, după 55 de ani până la 65 de ani cu avizul medicului cardiolog, deci practic orice persoană între 18 și 65 de ani sănătoasă, care nu face tratamente cronice, care nu a avut intervenții chirurgicale, hepatită, antecedente, boli oncologice, accidente vasculare, hipertensiune în tratament, trebuie să aibă hemoglobina pentru bărbați peste 13,5, pentru femei peste 12,5. Și în primul rând trebuie să fie o persoană generoasă, care trebuie să gândească un pic și la semenii noștri aflați în suferință. Dar noi așteptăm pe toți. Donarea de sânge aduce și satisfacții, unele materiale, dar cele mai mari sunt cele morale. Și, în plus, prin donarea de sânge, organismul chiar poate scăpa de unele afecțiuni. La fiecare donare, deci, primește un zi liberă de la locul de muncă și 7 tichete pe masă. Și, bineînțeles, satisfacția și mulțumirea că în ziua respectivă a făcut o faptă bună, un gest deosebit pentru semenii. Cred că asta este poate cel mai important beneficiu. Să nu uităm că cei care au o hipertensiune la limită, o hipertensiune de o tensiune de 14-15, persoane fără afecțiune cardiacă, prin donare repetată de sânge, își pot menține valorile tensionale normale. Avem deja un grup de donatori, tineri, care au renunțat la tratamentul hipertensiv, reducându-și tensiunea prin această donare și regimul. Cei care doresc să doneze sânge o pot face nu doar la punctele fixe de la Deva, Hunedoara și Petroșani, ci și în centrele mobile care vor fi prezente în diferite localități din județ. O prima astfel de caravană mobilă se va deplasa la Hațeg, miercuri 30 iunie, unde donatorii sunt așteptați între orele 9 și 13 la protopopiatul ortodox, situat pe strada bisericilor. Pentru luna viitoare, caravanele mobile de donare se vor deplasa la Șoimuș, în 16 iulie, și la Orăștie, pe 22, urmând ca data în care va ajunge și la Brad să fie stabilită în curând.